Hello, ladies! Bună dimineața! Ne-am trezit? Am întârziat, știu, scuze, am întârziat, gata, acum. Dimineața, am întârziat. Oh, tragedie că am întârziat. Da, iubita mea, ce-a făcut mami? Hai! Except în colțul de acolo, nu ne uităm în colțul de acolo. Uitați ce priveliște frumoasă am. Așa. Oricum eu nu văd pe partea aia, așa că pentru mine nu e o problemă. Câmpul meu vizual este mai restricționat de atât. Deci pot să mă mint. Dar uitați ce priveliște frumoasă am. Doamne, deci este ceva de vis. S-au scuturat și corcodușeia de acolo. Pare rău pentru zgomotele de fundal, dar un vecin se lucrează. Nu am cum să controlez treaba asta. Dar uitați cât de frumos se vede. Doamne, deci e ceva absolut minunat. Două toiașuri. Și nu știu dacă vedeți în lumina asta, dar încep să schimbe culoarea. Which I love! Yay! Da, acum apuc și eu să vorbesc cu voi. Hello! Salutare! Ce faceți? Nu am reușit să vorbesc de dimineață pentru că era destul de multă gălăcie. Cum am zis, se lucrează lângă mine și na, oamenii trebuie să-și facă treaba. Da, s-ar putea să mai auziți un pic de gălăgie că celălalt este, fereastra cealaltă este deschisă. Dar hello, dragilor, dragiți, este o zi absolut fabuloasă și eu am fost destul de productivă pe ziua de astăzi. Să știți, este 10 și jumătate și am reușit până acum să-mi scot hainele de vară de la depozit și să mi le pun în șifonier. Și pentru cine întreabă, da, hainele mele de când se duc la depozitat se duc curate și nu au șanse să se murdărească pentru că sunt în așa fel depozitate. Dacă simt că este cazul, le pun la spălat, dar nu e cazul și le-am depozitat pe cele de iarnă. Da, am făcut un pic de ordine pe aici. Which is amazing! M-am aranjat și eu, m-am spălat că aveam un păr de dimineață de ziceai că efectiv toată noaptea udi asta și m-a lins pe păr și mi-am făcut niște fajitas, un fel de fajitas cu lipi integrale, deci geniale. Mi-am pus puiul de ieri la marinat, am pus la marinat cu condimente, cu ulei de măsline, cu usturoi, cu ce-am mai pus, suc de lămâie și astăzi l-am călit așa bine, am tăiat o ceapă și un ardei gras. Și le-am lăsat și pe alea după ce s-a călit puiul, după ce s-a prăjit puiul, le-am lăsat și pe alea să se înnăbușe acolo. Am pus salată și ce am mai pus, care nu presupune rețeta de fajitas sau whatever, schimb, mie îmi place să schimb rețetele, mie îmi place să le adaptez, să le schimb, să le modific, să nu, adică le fac odată după rețetă și după aia le fac eu cum am chef și găsesc tot felul de combinații. Și mi-am făcut ieri maioneză, că de-aia nu înțeleg de ce cumpărați maioneză. Că nu, efectiv, eu nu pot să înțeleg de ce cumpărați maioneză, scârboșenia aia care e ultra scârboasă, chestia aia la borcan, oricât ar zice, este ultra scârboasă, când e atât de simplu de făcut. Mi-a luat 3 minute să fac niște maioneză ieri, din două gălbenușuri reci, cu ulei rece și lămâia, la fel, l-am scos-o din frigider și una, două, tuc, 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 și s-a făcut maioneza și am făcut maioneză, dar... Apropo, eu la maioneză nu-i pun muștar pentru că nu mai simt gustul de maioneză, simt numai gust de muștar și am senzația că se bat cap în cap și nu-i pun și pentru ce vreau eu să vă zic acum, pentru chestia asta, sosul ăsta de usturoi, cred că s-ar putea să fie o idee bună să nu puneți muștar în maioneză. Am luat mult usturoi verde și l-am tocat mărun și l-am pus în maioneză. Și am mai pus niște sare și niște piper și am lăsat să se macereze acolo în maioneza aia. Și de dimineață avea un gust absolut delicios. Este genul ăla de sos de usturoi cu gustul perfect de usturoi. Nu este nici foarte tare, nu este nici foarte puternic așa, dar are și o aromă din aia mai verde, așa că usturoiul, na, fiind verde, nu e... Și am pus din ăla. Așa și niște salată, am rupt niște salată din
în grădină și au fost absolut delicioase și mi-era atât de foame încât nu vi le-am mai arătat, dar vă credeți-mă pe cuvânt că sunt geniale. Asta dacă vreți o idee de ceva de mâncare, something, geniale. Și puteți oricând să faceți mai multă compoziție din asta și doar să o încălziți puțin, puneți lipii. Mie îmi plac foarte mult niște lipii integrale pe care le găsesc la Profi, geniale. Și da, foarte, foarte bune. Stați, așa că dacă ne-am pus la povești, am zis să îmi fac și o cană de cafea, ceea ce vă recomand și vouă. Și nu știu ce-i cu mine astăzi, dar sunt toată pe roșu. N-a fost o chestie neapărat gândită, ci pur și simplu am întins mâna către cana roșie și îmi dau seama că am și maieu și cămașa roșie. Da, deci, voiam să vă povestesc că n-am mai apucat în clipul trecut cu găinile. Care a fost faza cu găinile? Și ce mi-a tunat mie, pentru că multe nu v-ați aștepta și mi-a și scris unele pe Instagram, unele dintre voi, că, bă, dar ce ți-a venit tăcând tu găini? Bun, să o luăm așa. În preistorie, când stăteam cu mama, eu am avut găini, da? Am avut, știu ce sale găini, știu cu ce se mănâncă, am trăit cu găini. Stați că îmi caut o cremă de mână, o cremă de mână, da. Că brusc mi-am dat seama că am nevoie de cremă de mâini. Am avut găini și știu ce se alea și știu cu ce se mănâncă și știu care e povestea. Motivul pentru care eu până acum n-am avut găini era că am rămas cu impresia aia, cu traumele alea de pe vremea aia, pentru că mama le ține într-un anumit fel, în stilul ei, cum le ține de altfel și acum pe ale ei. Și eu tot asociam toată povestea asta cu găinile cu experiența aia. Plus că le dădea drumul prin curte, era mizerie peste tot, nu puteai să calci, că de găinați era ceva oribil. Și odată cu transformarea asta, pentru că din moment ce nu mai grădinăresc cum se grădinărește, și apropo de asta, vecina mea are niște păreri foarte înțepenite legate de grădinăritul meu și îl urăște cu pasiune, deci urăște straturile alea de nu se poate. Făcând cumva corelarea asta între grădinărit, că păi nu trebuie să grădinăresc cu grădinarea mama și că pot să fac ceva estetic frumos din grădinărit, m-am gândit și la treaba cu găinile. Și eu vreau cumva găini de un an și ceva, adică anul trecut, pe vremea când am lansat contul de Instagram, cel de casă și grădină, cam pe atunci voiam să-mi cumpăr găini. Dar au fost niște probleme, mă rog, anul trecut și am renunțat la idee. Doar că, ce să vedeți, că s-a ivit ocazia acum la final de februarie. Mi-a zis vecina mea că ei au adus, unul din băieți, a adus găini. Ea ceruse 5 găini pentru că are niște găini, sunt niște mutanți de găini, eu le zic mutanți, pentru că sunt din alea mari, uriașe, foarte grele, foarte grase, nici nu ouă, și ea ceruse 5. Adum 5 ca să-mi facă și mie câteva ouă, să am și eu ouă, ca un om, că am găini în curte și n-am ouă, ghici ce. Și i-a adus 10 și s-a supărat foarte tare pentru că, vă dați seama, ea are 80 de ani și este îndoită de scolioză, este bolnavă, odor toate alea, săraca, de dimineață m-am uitat la ea că de-abia merge, efectiv, eu să fi în poziția ei, nu m-aș mișca. Și i-am și zis, și mulți alții, adică în postura ei, și muncește infernal de mult pentru vârsta pe care o are, pentru condiția fizică pe care o are, pentru problemele de sănătate pe care le are, în fine. Și prima dată i-am zis că nu vreau, că n-am unde să le țin, după aia m-am gândit, zic, mă, dar dacă îmi iau coteți, poate reușesc să le țin. Și zic, bun, ok. Le-aș vrea, dar stai să-mi iau și eu nici nu-mi cotesc ceva să le țin, că ea zicea să le bag în magazie. La mine magazie e dezastru, n-am cum să le bag în magazie, Jesus. Și apucă-te și cumpără coteț. Am cumpărat cotețul, evident și țarc, că nu le ajungea cotețul ăla. Am cumpărat și coteț și țarc. Și am avut probleme cu instalatul cotețului, pentru că dacă nu mă grăbeam, pentru că eu vorbisem deja cu ele și erau deja cumva gata, pregătite să vină la mine și eu mă grăbeam să am coteț, să am țarg. Dacă nu mă gândeam și fi grăbit un pic așa tare, jur că returnam cotețul ăla, pentru că a fost în primul rând atât de greu de instalat și în al doilea rând are atât de multe probleme. O să trebuiască să-l întăresc, eu să-i fac eu tot felul de chestii pe parcurs, pentru că nu e...
ce-mi imaginam. După aia cu țarcul, a intervenit problema cu țarcul, că în momentul în care am desfăcut pachetul, ne-am dat seama că le lipsește, mulțumesc, bine ai venit, tu lipsei, o muscă. Lipsește o piesă, nu era neapărat o piesă fundamentală, dar e iritant când ai o grămadă de bani, când a fost ieftin, unde și nu e decât puțin lemn și niște plasă, da. Da. Nu stătea nimeni să facă de la zero, că am luat și în considerare și varianta asta. Hai să-l fac de la zero, mă duc, cumpăr materiale și probabil ieșeam mai ieftin dacă îl făceam de la zero. Și a mers foarte greu, pentru că lipsea o piesă, cum am zis, și părțile alea, lemnele alea care sunt transversale, alea trebuiau să aibă o anumită lățime. În loc de lățimea aia, au cu vreo 2 cm mai puțin, ceea ce face ca instalarea, ce a făcut ca instalarea să fie mult mai grea și sensibilă și cu chin și cu dureri de cap și cu toate cele, pentru că le-am returnat, pe primul l-am returnat, primul țarc l-am returnat, fiindcă n-avea piesă și le-am explicat oamenilor, băi, oameni buni, trebuie să fie mai lat, că așa, e, așa scria în cartea tehnică, adică nu m-am apucat eu să inventez chestia asta, așa scria în cartea tehnică și așa arăta, că trebuie să aibă dimensiunea asta și noi ne-am uitat și de unde? Avea 3 cm și ceva, de unde Dumnezeu? Și trebuia să intercaleze așa 4 șuruburi în 3 cm și ceva. Cine se pricepe înțelege că nu e cea mai ușor de făcut chestie. În loc să ai, nu știu, 6 cm, ai 3 în care să intercalezi 4 șuruburi care vor afecta structura lemnului, efectiv, dacă dai greș. Am trimis țarcul înapoi, mi-au trimis altul, după, bineînțeles, a durat o săptămână ca să-l ridice, după aia a durat o săptămână să-mi livreze altul, ăla care a venit era cu toate piesele complete, dar ghiciți ce, aia era la fel. Și n-am mai stat pentru că și așa mă enervasem și așa eram într-o chestie care trebuia să fie simplă, rapidă și ușoară și frumoasă, s-a transformat într-o corvoadă, inutil, pentru că iarăși, cum știm noi, customer service și așa mai departe, deși oamenii cu care am vorbit, adică când le-am dat mail, au fost foarte ok, adică mi-au răspuns repede și ok, numai că n-au înțeles despre ce e vorba, n-au înțeles ce le ceream eu, adică n-aveau treabă. Prima dată mi-au dat un mesaj din ăla automat, copy-paste la un mesaj automat cu cum se face returul. Păi știu cum se face returul, nu despre asta era vorba. De retur era foarte simplu de făcut. Dar problema a fost cu țarcul până l-am instalat, după aia cu cotețul și acolo, după aia la instalare am avut o grămadă de probleme. Și da, o să ziceți, bun, dar ce ți-a tunat, ce ți-a venit, ce te-a posedat de început, le vrei tu găini? Păi totul pleacă de la aceeași chestie pe care v-am zis-o, cea cu mâncatul sănătos și cu mâncare controlată, cu controlat sursa mâncării din care, de unde mănânc și cu grija la mâncare, pentru că, da, probabil dacă cumpăram ouă de banii așa pe care i-am dat pe coteț și pe țarc, probabil cumpăram 10 ani la rând ouă. Mi-ar fi ajuns pentru 10 ani. Acum să scumpesc lucrurile, poate 5, poate 5. Dar ideea este că dacă am găinile mele, știu ce să le dau să mănânce. Asta vă ziceam și când am luat astăzi ouăle, că deja începe să li se schimbe culoarea la coajă. Pentru că până acum au fost înhrănite exclusiv pe hrană din aia specială, care este bună, doar că este tratată, știți? Eu le dau și hrană din aceea, doar că în egală măsură le dau și grâu, le dau și iarbă, le las să umble prin curte, adică e mult mai controlată toată povestea asta și mult mai atent, sunt mult supravegheată mult mai atent, pe lângă faptul că sunt găini care au libertatea să iasă. O să le las să iasă, dar nu cum le lăsa mama, adică nu să fie peste tot să-mi facă mie mizerii și așa mai departe, dar o să le las să iasă. Le-am lăsat chiar și aseară, făceam ceva și au venit la mine toate, că sunt ca niște băbuțe, așa, sunt foarte simpaticuțe, sunt foarte dulci, că chiar nu au nicio treabă cu găinile pe care le-am avut până acum, pentru că înainte aveam niște găini super sălbatice și vecina mea le-a învățat să fie mai blânde și asta îmi doresc și eu, să fie niște găinuși și așa mai blânde, să le iau în brațe, le mângâi și... Azi au venit toate patru și controlau să vadă ele ce am făcut eu acolo și sporovăiau ele între ele și sunt ca niște băbuțe, așa se plimbă ca băbuțele unele după celelalte și le place și lor să iasă afară și chiar vreau să le las mai mult timp să iasă și asta e chestia, că pot controla și le dau să mănânce
din nou, da, poate nu poți controla 100%, că dacă mă duc și cumpăr, că cumpăr grâu sau mâncare sau furaje, evident că nu știu dacă au fost tratate, dacă au chimicale, dacă nu știu ce. Dar chiar și așa e mai bine decât deloc, știți? Adică tot e mai bine decât deloc. Și, da, chiar mi-am adus aminte acum că trebuie să le schimb apa, că așa am murdărit apa și să mă duc să le pun, am zis că le pun apă și am uitat. Și le-am, acum s-a făcut cam o săptămână de când le-am și sunt foarte simpaticuțe și foarte drăguțe și v-am zis, sunt ca niște băbuțe așa, vin ele și sporovă și se uită, vadă ce fac eu, sunt foarte cuioase. Interacțiunea cu Happy a fost foarte ok, m-am speriat puțin, am crezut că o să se înfigă în ele Happy, pentru că Happy are antecedente în vremea când era cățel sălbatic. Și m-am speriat și a fost o fază foarte haioasă, n-am reușit să o filmez, că dacă o reușeam să o filmez era genială. Se pusese în fund, avea chef de joacă Happy cu Maria seara și se pusese în fund așa și dădea cu lăbuța la una dintre ele și aia sărise să o ciugule. Adică nu s-a speriat de ea, a ripostat și a fost foarte fain. Cu Udi la fel, Udi le pândește, are impresia că-s vrăbi, că-s niște vrăbi uriașe și le pândește și se uită după ele și le cau așa, dar nu îndrăznește să sară la ele pentru că singur și-ar primi un cioc în cap dacă ar fi. Dar da, o să le dau drumul și diseară eventual și o să vă îl arăt. Dar asta a fost ideea cu găinile, adică de asta. Și toată lumea mă întreabă, dar cocoșnuței nu, că n-au nevoie de cocoș. Pentru cei de la oraș care nu știu că am primit de mult întrebarea asta, nu, găinile nu au nevoie de cocoș pentru a face ouă. Găinile au nevoie de cocoș pentru a avea ouă fertile care ulterior să producă pui. Dar ele oricum produc ouă. Și iarăși sunt unii ecologiști vegani care cred că găinile sunt forțate să facă ouă. Nu, găinile nu sunt forțate să facă ouă. Ele fac fix după metabolismul lor pentru că așa este făcut metabolismul lor. Așa cum noi femeile ovulăm, și ele ovulează, că asta e ovulația lor, doar că la ele este zilnică sau aproape zilnică, pe când la noi o dată pe lună, la, sau la, mă rog, la 28 de zile, 20 și de zile, în fine, funcție de caz. Da? Deci este exact aceeași. Găinile când ouă, ovulează. Da, de acolo și denumirea. Vai, dar mulțumesc, ești foarte drăguță. Pe când ca să iasă pui, ouăle trebuie într-adevăr fecundate și atunci este nevoie de cocoș. Și nu avem nevoie de cocoș pentru că sunt destoi acolo care mănâncă zilele și aud de la 4 jumate până la 11 într-una și nu am nevoie de cocoș și nu-mi trebuie alte animăluțe de casă, că mama ați mai întrebat dacă vreau, nu vrei și de aia, nu vreau. Nu vreau rațe, nu vreau gâște, nu vreau curcan, nu vreau fazan, nu vreau pibilici, nu vreau nimic altceva. Vreau. Poate pe unii. Poate pe unii. Dar ar fi foarte greu să-i țin. Pe unii sunt foarte sensibili și foarte pretențioși. Dar, da, nu vreau. Nu-mi trebuie. Prin urmare, ne rezumăm la găini. Nu vor fi tăiate, că sunt, ele sunt ca niște animale de companie. Adică între ele și Udi, diferența ar fi că Udi e un pic mai copilul meu, dar și ele sunt pets, ca să zicem așa. Doar că fac și ceva util. Înțelegeți? Nu le tai. O să fie o mare problemă în momentul în care nu vor mai ouă deloc și va trebui să le decid soarta pentru că nu vreau să le tai. Asta nu înseamnă că mă voi opri din mâncat carne de pui, nu. Așa. Cum v-am zis, am experiență cu găinile pentru că am avut și de-aia am și vreo patru pentru că știu ce înseamnă, sau mă rog, puține, oricum vreau între până în 5, maxim 5, era în mintea mea și anul trecut, deci când am zis 3, 5, dar toată lumea le spuneam că vreau 3 găini și toată lumea, numai 3, dar ce faci cu 3 găini, nu, că 5, maxim 5, așa, și știam de ce. Da, acum să vedem ce mai fac pe parcurs, dar să știți că deja am frigiderul plin de ouă. Pe lângă asta, nu doar că am ouă de la găinile mele, dar brusc a început să-mi dea toată lumea ouă. Mi-a dat și vecina asta de aici, nu vecina de la care am găinile, cealaltă vecină, mai am o vecină vis-a-vis. Mi-a dat și ea niște ouă, mi-a dat și altcineva, a venit ieri cineva la mine, mi-a dat și persoana respectivă, a venit și mi-a adus și ea ouă. Oh, God! Așa.
Deci, da, am frigiderul plin de ouă, sunt pregătite de Paște, ca să spun așa, dar sunt foarte, foarte bucuroasă, adică eu apreciez orice. În teorie, eu am foarte multe lucruri pe lista mea de to-do, ca întotdeauna, pe lista asta de făcut, pe lista mea de azi, dar nu știu, având în vedere că este deja 11, nu știu exact către ce să mă îndrept. Partea bună este că e frumos afară, cu siguranță diseară o să punem câte ceva în grădină, s-ar putea să punem ceva în grădină. Nu știu dacă reușesc să pun tot ce vreau, dar vom vedea. Și da. Și încă o chestie apropo de treaba asta cu găinile și promit că vă las. Nu, contentul meu nu o să fie legat numai de găini, stați liniștiți. Nu. Dar am vrut să termin cu subiectul ăsta. Cum ziceam, lumea aici este obișnuită cu hotețele improvizate, făcute, și asta îmi crea și mie repulsie cumva, când știam cum le ține mama și ce cotețe avea, și deși cotețele lui mama erau bune față de altele pe care le știu. Și am vrut ceva care să arate bine, pentru că așa cum v-am zis și la grădină, vreau să fie estetic, vreau să arate estetic, vreau să arate într-un fel. Pentru că altfel, în primul rând, că nu mă atrage pe mine. Dacă arată urât și este la modul urât, chiar m-a criticat cineva pe TikTok că voi ăștia care veniți de la oraș vă faceți, vă puneți straturile în cutii, vă puneți pământ în cutii și rest iarbă. Da, mă rog. Nu e chestia de asta, este chestia că trebuie să arate și bine, să fie funcțional, dar să arate și bine pentru mine. Și poate părea foarte superficială treaba asta și înțeleg, dar altfel nu mă atrage. Și bineînțeles, există și componenta faptului că vreau să filmez și să arate bine pe filmare pentru voi. Și asta este un aspect, de ce să-l neg. Și știu, pare, din nou spun, pare superficial și pare aiurea, dar e un aspect important pe care eu vreau să-l iau în calcul. Prin urmare, de-aia am insistat să am cotețul ăla, de-aia am insistat să am țarc, de-aia am insistat să-l pun unde l-am pus, să aranjez acolo zona aia. Deci, pentru că lucrurile astea cumva se leagă în capul meu și dacă arată bine, mă atrage și pe mine să fac, să le aranjez, să fac mai mult, să... Așa, again, știu, pentru mulți pare superficial, dar pentru mine este important. Pentru mine e important ca lucrurile să arate bine, fiindcă altfel nu l-aș face. Multă lume, să știți că m-am uitat și multă lume fuge de viața la țară sau de grădinărit sau de lucrurile astea pentru că asociază toată povestea asta cu chestia aia murdară, cu chestia aia îmbâxită, înjositoare, care pare înjositoare, pentru că știm că la noi grădinăritul trebuie să fie urât, murdar și să te înjosească și să arate rău. Și de aia multă lume fuge și nu înțelege aspectul când spui oameni. Nici eu nu l-am înțeles, că de aia știu foarte bine, înțeleg foarte bine perspectiva asta, pentru că și eu am avut ani de zile în care nu am înțeles așa ceva. Când te gândești la grădinărit sau la munca la câmp sau la animale, te gândești la aspectul ăla urât, împuțit, care pare înjositor, ți se pare că oamenii ăia nu au o altă viață, ți se pare că nu pot să facă nimic, adică nu e ca la englezi care fac chestia asta de fun, de glam, știți că e glam. Nu, la noi trebuie să fie murdar și urât. Și în mintea multora așa e grădinăritul. Pe când v-am mai zis, eu nu mai văd așa, l-am văzut mult timp și eu așa și de-aia nu m-am atins de treaba asta și cumva am încercat să merg, v-am zis că am avut grădină într-o perioadă când făceam YouTube și voi nu știați de treaba asta și încercam să am grădină pe stil clasic, adică cum am fost învățată și cum am văzut și eu la mama și la alții și la bunici și la toate cele, la toți ceilalți și nu mi-a ieșit și nu mi-a plăcut și tocmai de-aia știu că varianta asta îmi place mai mult pentru că fac fix cât îmi trebuie mie, atât cât îmi trebuie mie, nu fac mai mult și fac exact cum îmi doresc și să arate bine. Și dacă arată bine, mă atrage să mă duc acolo, să mă pun mâna, să fac ceva, să mă implic, să așa, știți? Dacă nu arată bine, nu. Am observat că mă dezgustă, mi-e silă, nu-mi place. Și da, pot să înțeleg perspectiva multora, dar perspectiva mea este asta. Again, poate părea superficială, dar dacă asta înseamnă sau asta ajută ca eu să fac ceva, na, e o componentă de care trebuie să țin cont. Bun,
mă duc să văd ce face aspersorul meu, că mi-am lăsat aspersorul mergând pe gazon, că e nevoie de apă și vedem de ce ne apucăm astăzi, că nu știu exact, v-am zis, am multe, am content de făcut, am mailing, am multe, multe, multe chestii de făcut și nu sunt împrăștiată. Dacă nu fac poc acum, singur mă răstogolesc. Am făcut brioșe, stil banana bread, și am mâncat două și din alea mari, așa, două brioșe din alea, cu înghețată, pentru că mi s-a făcut poftă de banana bread. De fapt, am o poftă de câteva zile de banane. Eu care nu mănânc banane, nu prea îmi plac bananele. Și probabil lipsă de potasiu sau ceva de genul ăsta. Și am mâncat banane, m-am dus să luam banane, am mâncat banane și pe lângă asta am făcut banana bread sub formă de brioșe. Și le-am combinat cu înghețată de vanilie și efectiv vă zic că mă rostogolesc. Au ieșit atât de bune pentru că nu mă omor cu bananele. Nici nu am făcut foarte des banana bread. Cred că am făcut o dată și nu prea mi-a plăcut cum mi-a ieșit și am lăsat-o așa. E, de acum a ieșit atât de bună. Oh, a ieșit genială. Efectiv mă rostogolesc. Genial. Genial. Divină. Mai vreau. Mai am o serie la cuptor care să se coacă. Deci, absolut divinisime. Și acum aș vrea să ies în grădină. Că astăzi a fost cald. Și pe perioada cât a fost cald, m-am refugiat în casă. Am făcut niște chestii la laptop care au fost foarte plicticoase. Și nu prea v-au plăcut. Așa. Dar acum, că s-a mai răcorit, că se lasă seara, ies în grădină. Aș vrea să pun ceva. Și cred că aș vrea să mă și schimb puțin, pentru că aș vrea să mai filmez ceva. Am mai făcut niște chestii, niște content astăzi și hopefully sunt asigurată pe săptămâna viitoare. Ladies, ce faceți? Este incredibil cât de mult a crescut iarba pe aici. Și a fost unsă la începutul săptămânii, sau nu, la sfârșitul săptămânii trecute. Și e incredibil cât de mult a crescut iarba, ceva de vis. Dar cert este că sunt anumite personaje care se bucură de iarba asta. Aici avem două scormonitori. Nu știu de ce le place atât de tare să râcâie prin aia când au nisip, care e de mult mai bună calitate decât aia, dar mă rog, găini. Da. Și avem așa, la fasolea asta care e leșinată așa, am mai pus un rând, în caz că asta moare de tot. Este cam ca o girafă așa. Ai, uite că iese și sorele. E cam ca o girafă așa și... Da, am ținut-o eu prea mult în pahare. Nu-i problema, învățăm pentru la anul. În partea asta, în stratul de aici, la fel, am pus altă fasole. Asta este din aia verde. Și am avut numai câteva pahare. Și aici am mai pus eu două cuiburi. Aici au început să-mi iasă ridichile, spanacul și nu știu ce am mai pus, salată, ceva, habar n-am, o să... le răresc în momentul în care mai cresc. În stratul ăsta, de ce vă bateți, maimuțelor? În stratul ăsta acolo am pus niște mazăre, care e puțin leșinată pentru că a stat astăzi în soare și n-am udat-o, dar nu-i problemă că își revine. Aici este ceapa mea, care e foarte veselă și fericită. Și da, mazărea asta am de gând să o fac să se urce așa pe niște sfori. O să vedeți voi când mai crește, dar deocamdată să-și revină că e deshidratată. Și aici, în partea asta, unde au fost anul trecut straturile, în partea asta unde au fost unul dintre straturi, am pus două tufe de zucchini. Mie, în general, nu-mi plac dovlecei, nu îmi plac absolut deloc, dar am zis să am câteva tufe, două tufe de zucchini ca să... Nu știu, poate fac ceva, un zucchini umplut sau poate ceva. Nu-mi plac dovlecei la borcan, nu-mi plac în ciorbă, nu-mi plac în nici cum, doar așa, poate să încerc un dovlecel umplut sau ceva, să vedem. Adică mai testez rețete. Și aici avem un prădător. Un animal prădător, foarte fioros și foarte periculos, care vrea să... atace vrăbiile mari, vrăbiile mari fiind ele. Și am avertizat-o că s-ar putea să se trezească cu un cioc în cap, dar nu înțelege. Așa că riscul ei, n-am ce să-i fac. Riscul meseriei, dămâță.
te vei trezi cu un cioc în cap. Ia, hai, dacă nu te tăvălești, nu primești 10 puncte. Nu e ca și cum nu s-ar fi tăvălit până acum. Se aude ceva așa în depărtare, o mașină care bâzâie, nu știu, are probleme, sau e o motocicletă, nu știu, care are probleme cu motorul. Dar voiam să vă arăt încă o dată priveliștea mea de dimineață și nu știu dacă puteți observa pe iarbă câtă rouă este. Pare că e brumă sau că a plouat, dar nu, e rouă și este absolut fabulos. Și aparent e un câine pe câmp care are treabă, mă rog. Ia uitați. Alea sunt niște vrăbiuțe care profită de faptul că Udi doarme. Este pe fotoliu și doarme, pentru că altfel n-ar îndrăzni să fie pe aici. Bună dimineața! Este rece, e recicuț afară și e un rece din ăla plăcut și am o cafea aici lângă mine. Se aud puțin mașinile, pentru că astăzi este zi de târg și se aud un pic mașinile și s-ar putea să fie deranjante și îmi pare rău. Și cu ocazia asta vă zic că și majoritatea păsărilor pe care le auziți, except în vrăbile, restul păsărilor, ăla, fluieratul ăla, dacă l-auziți sau dacă auziți tot felul de fluierături din astea, să știți că sunt grauri. În perioada asta nu știu ce au, că sunt foarte activi, de obicei graurii vin mai încolo când se fac fructele. Dar în perioada asta nu știu ce au, că fluieră foarte, foarte, foarte mult. Dacă vă pricepeți la păsări, poate ne zice cineva că nu, nu știu exact ce-i cu ei. Cred că e primul an în care i-au avut că sunt atât de vehemenți. Dar da, se transformă ușor, ușor locul ăsta, iarăși, în locul meu de luat cafea dimineața. Singurul lucru pe care nu l-am luat eu în calcul când m-am pus pe bancă aici a fost că seara am dat drumul la spersor și că e udă banca. Este foarte, foarte udă. Și cu toate că am halatul ăsta gros pe mine, care e foarte bun pentru că v-am zis că e recicuț, da. Cineva pare că a făcut pe ea? Da, dar îmi place dimineața, deși în dimineața asta m-am trezit târziu, e 7, îmi place dimineața să ies, pentru că e, în general e aerul curat, e liniște, nu mișcă nimeni, nu se întâmplă nimic deosebit și îmi place să ies așa, să mă bucur de liniște și de aroma asta așa de dimineață, mai ales să-ți bei cafeaua în aerul ăsta rece, este ceva fabulos, este ceva divin și e tare, tare plăcut. Și da. Nu știu, m-am trezit puțin mai melancolică astăzi, nu știu ce, de ce neapărat. Aseară am închis taraba cu vlogul foarte repede pentru că mi-am făcut pe aici de lucru, am făcut diverse, după aia am intrat în casă, am mai făcut niște chestii și nu. Nimic ce să merite menționat, la fel și astăzi, nu știu cât am să filmez pentru că am multe lucruri de făcut, dar care nu sunt neapărat demne de filmat. Cred că de aici și starea mea, că la începutul săptămânii am obosit foarte, foarte tare, fiindcă am făcut foarte multe, am multă treabă. În perioada asta se aglomerează foarte multă treabă și am foarte multă treabă și încerc să o fac. Și eu sunt genul de om care câteodată uită măsura și încerc să le fac pe toate odată. Și în primele 3 zile din săptămâna asta, efectiv, că n-am putut să stau locului și după aia am picat, că mi-am consumat bateriile, dar am revin, nu-i problemă. Mă uitam că iarăși trebuie tunsă iarba, iar trebuie aranjat tot. Astăzi v-am zis că aș vrea să semăn, să pun semințele alea de flori și ce mai am, aș vrea să le fac, pentru că e cazul și e târziu deja, mă rog, nu e târziu, dar pentru mine e târziu, pentru mine care mă grăbesc și tot timpul încerc să fac lucrurile mai repede. Și da,
Nu știu, mai am chestii de făcut, de organizat, mai am și la laptop de lucrat mult, da, nu știu exact, v-am zis, pentru vlogul ăsta chiar n-am avut niciun plan și n-am avut, așa, am deschis camera just because, fiindcă sunt obișnuită să fac daily vloguri, mă gândeam să mă duc undeva, să mă duc în oraș, să fac, nu știu, ori să mă duc la un muzeu sau ceva, dar nu cumva silă. Și v-am zis, să-mi stă mintea la câte treabă am. Niciodată nu-mi stă mintea la câte am de făcut. Mi-e silă că e weekend și e aglomerat. Și acum, dacă s-a încălzit, e aglomerat și afară și înăuntru și peste tot, că parcă peste tot sunt oameni. Aștept să vină căldura aia mare, să plece toată lumea la mare, să se ducă la mare și să ne lase în pace, ca să fie liber și în oraș, să mai pot circula. Da, mie mi-e foarte, foarte bine aici, că vă ziceam, nu știu, cred că v-am mai zis chestia asta, sau s-ar putea să fi șters bucata aia de clip, nu mai țin minte. Dacă mă repet, îmi pare rău. Neuronii mei nu mai sunt ce-au fost odată și încep să uit ce zic în clipuri. Dar n-aș da la ora actuală, cu toată treaba, cu toate problemele care sunt aici și cu toate nebuniile și cu toate hopurile peste care dau, n-aș da pentru moment, n-aș da toată viața asta pe una de stat la bloc. V-am mai zis eu că acum vreo 10 ani mă imaginam la bloc, într-un apartament de sticlă, dacă se putea, foarte modern, foarte așa, și să am o viață din asta de oraș, dar nu, acum nu văd viața decât aici și mă simt atât de bine aici, mă simt în perioada asta atât de bine aici. Probabil că pe parcursul anilor, pe măsură ce lucrurile se vor schimba și vor evolua sau involua, o să trebuiască să mă retrag către oraș, pentru că pe măsură ce voi avea nevoie de spitale, de clinici mai aproape de mine, eu neputând să conduc, da, poate că o să trebuiască să mă retrag către oraș, dar până atunci e atât de bine aici și în ciuda faptului că mai aud ziomanea, că mai bate un vecin, că cocoșii, că mai trece dimineața, sâmbăta, trec mașinile și aglomerat, în ciuda tuturor lucrurilor ăstora, este mult mai liniște, este mult mai liber aici, este mult mai bine și îmi place mult mai mult și e genul ăla de libertate și de nu știu, loc pe care și vreau ușor, ușor să-l transform așa într-un loc magic. Îmi tot vine în minte grădina Violetei din Apă Proaspătă pentru Flori. Chiar mă gândeam foarte serios să recitesc carte, deși cam recentă, e cam recent citită ca să o recitesc, dar îmi tot vin în minte scenele alea și descrierile alea cu grădina ei și mi se pare că ăla e punctul aspirațional către care vreau să tind, către grădina aia, cum avea Violet grădina cu legume și grădina cu flori și către zona aia vreau să tind. Să sperăm că anul ăsta o să reușesc să pun mai multe flori decât am pus anul trecut, pentru că anul trecut știm că a fost o perioadă foarte aiurea cu florile și cu toate cele și nu mi-a mers prea bine, dar anul ăsta să sperăm că da, așa. Și apropo de anul ăsta, am de mutat niște dalii, am cel puțin 3 dalii. E un win, credeți-mă pe cuvânt că este un win. Anul trecut am avut câteva dalii, dar n-au apucat să înflorească pentru că au fost ucise, fiindcă cineva n-a știut că a ales flori. Da, în fine. Și da, vreau să pun și flori, să fac așa zona asta colorată. Și apropo de toată nebunia asta cu care e pe internet cu femeile și cu toată zarva asta cu vai Doamne, voi femeile ce aduceți la masă, ce faceți? Nu știu dacă ați văzut, dar în general cât de dezinteresată e o femeie sau cât e de nepasionată de orice, nu știu, de decor, de orice, în momentul în care intră o femeie într-un spațiu, și asta e un lucru pe care am observat că nimeni nu vrea să-l ia în considerare, când un spațiu este al unui bărbat, este foarte steril și foarte banal, așa, stil Ikea, știți?
E, în momentul în care intră o femeie într-un spațiu, încep să apară flori, încep să apară lumină, începe să apară o căldură, o anumită atmosferă, un parfum, ceva, știți? Adică încălzește, se transformă totul în acel home, știți? Că toată lumea poate să aibă o house, dar nimeni, nu oricine poate să aibă un home. Home, adică un cămin, o chestie aia cozy, și asta încerc să fac, mai ales în curte, pentru că eu am detestat foarte mult timp curtea asta. Simt că era urâtă, era plină de mizerii, era plină de lemne, de resturi, de jeguri, de tot felul de porcării. Cum e la țară? Adică, așa acum mă uitam la cineva că au gardurile imense, impresionante, superbe unele dintre garduri. Sunt niște garduri din alea așa geniale și în curți e dezastru, e moarte, de efectiv, zici că acolo e groapă de gunoi și groapă de abandonat tot felul de lucruri, știți? Tot ce nu au alții nevoie aruncă la țară sau... Și, în general, oamenii, pentru că sunt încă la țară, sunt foarte mulți oameni care au trăit în perioada comunistă și n-au avut acces la multe lucruri, au chestia asta de a strânge lucruri, de a strânge, de a păstra, de a nu arunca nimic. Și se reflectă chestia asta în curți. Și eu aveam problema asta și cu mama, cu mama care oricum e un hoarder extraordinar și adună tot și tot. Nu vreți să știți că acum când am fost la ea a venit și verișoara mea și vrea să vândă unul din apartamente și la golit și bineînțeles că lui mama i-a trebuit tot din apartamentul ăla, deși n-are ce să facă cu toate lucruri lăsate 20 de ani de când a murit mătușii. Și, da, lui mama i-a trebuit tot din apartamentul ăla. Asta este Woody care vine. Da, mami, ce faci? Hai la mama. Hai mama, pușii. Așa. Și mama e hoarder și așa era și cu curtea și o detestam din cauza asta, fiindcă nu puteam să-i văd pe potențialul. Adică eu niciodată mi-am dat seama cât e de mare și de largă curtea mea până am golit-o, efectiv, și până n-am început să pun eu ce vreau eu în ea. Și de-abia acum am ajuns în punctul ăla în care încep să o fac frumoasă. Până acum a fost procesul de golire, de curățare, de epurare, să zicem. Și de-abia acum încep să-mi pun amprenta și să pun, că dacă vă aduceți aminte, acum câteva vloguri, am brusc că am început să mă mănânce nasul, că de ce nu? Acum câteva vloguri am făcut acel layout cu pătrățele, știți? Am împărțit curtea în pătrățele și încă vreau să o împart în zone. Ei, ăsta e procesul în care încep ușor, ușor să împart curtea în zone, astfel încât să mă ocup de ea și să o fac... Așa, am iarăși mari dubii cu ce o să se întâmple cu treaba asta de aici. Asta e una din magazii, peretele uneia din magazii, care este lipită de casă. Nu știu dacă să le dărâm sau să le transform, că inițial aveam de gând să le transform în cameră din aia de utilități sau aveam de gând să fac altceva cu ele, dar mă gândesc că s-ar putea... Să le dărâm? Habar n-am. Încă nu m-am decis. Oricum, n-am ajuns la ele. Încă nu sunt la ele. Încă mai am mult de lucru până acolo. Dacă ai idee, e foarte fain așa când vezi cum se transformă lucrurile. Și, da. E bine. E plăcută senzația asta și sentimentul ăsta. Și am constant proiecte, pentru că o parte din motivele pentru care sunt foarte ocupată în prezent este că în fiecare primăvară mi-am mai adaug proiecte peste ce aveam, că dacă rămâneam numai cu ce lăsasem anul trecut, nu era o problemă, mă descurcam, era mult de lucru, dar nu. Dar tot timpul mai adaug, da? Cum a fost și treaba asta cu găinile și cu cotetul, nu credeți că a fost așa ușor, că a trebuit să-mi scăim de acolo gardul, să mut, să aranjați pământul. Ați văzut, în colțul ăla este dezastru, trebuie să mă ocup și de ăla, să-l sortez, dar înainte de ăla trebuie să sortez magaziile, că și acolo s-a făcut haos peste iarnă, că așa se întâmplă. Nu? Și trebuie sortat și acolo și da, sunt multe aspecte la care, da, ok, oricum n-aș da chestiile astea pentru nimic în lume la ora actuală.
și mamă cât de tare am făcut. Așa. Și e o senzație foarte plăcută așa și mă simt tare bine și îmi dau seama că nu e pentru toată lumea lucrul ăsta, adică îmi dau seama că nu sunt multe persoane care nu rezonează cu mine și e perfect ok. Fiecare are etapa lui în viață. Din fericire pentru mine, am reușit să nu mai fiu atât de vehementă sau încerc să nu mai fiu atât de vehementă. Văd reflexia lui Udi sau umbra lui Udi, o văd acolo cum stă pe casă. Din fericire încerc și reușesc să renunț la vehemența aia pe care o aveam și care știu de unde venea la un moment dat și îmi dau seama că și eu la un moment dat în multe din clipurile mele sau în multe din perioadele mele, din viața mea eram foarte vehementă pe anumite subiecte sau în anumite lucruri și mi se părea că lucrurile trebuie să făcute numai într-un anumit fel și nu știu ce, dar ușor, ușor, cu timpul, cu maturizarea, lucrurile astea încep să se decanteze și îți dai seama că stai un pic, că nu-i bine să fii atât de vehement și nu-i atât de sănătos să-ți impui viziunea asupra celorlalți, deși mulți cred că este importantă chestia asta, nu, eu îmi dau seama că nu e și că, de fapt, e mai important să știi ce-ți place ție, să știi ce vrei tu de la viață și dacă ceilalți nu sunt ca tine, e ok, fiecare are etapa lui în viață, fiecare are drumul lui în viață, fiecare procesează viața și parcursul pe care îl are în viață diferit. Ce aveți? Stați, că au văzut ceva. Sunt niște câini. Liberi pe aici, prin zona asta, nu știu ce se întâmplă. Sunt niște câini liberi, că de-aia m-am trezit că la 4 și jumătate era măcel. Gata, mama, gata! La 4 și jumătate era măcel, de-aia m-am trezit de vreme și după aia m-am luat sunul pe la 6 jumătate. Așa, de-aia m-am trezit mai târziu. Fiecare are etapa lui în viață pe care o parcurge, fiecare are bucățica lui de teren pe care trebuie să o parcurgă și da, încerc să nu mai fiu atât de vehementă și încerc să nu mai fiu, dau seama că și mulți oameni încearcă să-și impună propriile viziuni asupra ta. Apropo de asta cu influencerii, mult timp am simțit presiunea de a face ce vor oamenii, pentru că eu v-am zis că sunt și un people pleaser din natură, că așa m-a format mai madre și așa, da, mama, de ce nu vii jos? Așa mi s-a părut mie normal și mult timp am simțit presiunea asta și nu înțelegeam că ce vor oamenii, pentru că îmi dădeam seama cam ce ar vrea oamenii și încercam să fac un mix între ce vor oamenii, în general, de la influencer și ce văd la influencer și ce vreau eu. Și încercam să amestec lucrurile astea și nu prea se pupau treburile astea, știți? Nu prea mergeau, nu prea se pliau și eram foarte nedumerită, dar de ce? Și știți, v-am zis eu că e chestia aia, că constant vezi replica aia cu fii tu, dar fii tu natural, dar fii tu cum ești tu și după aia tot persoanele alea vin și spun dar tu n-ai făcut, mă. Dar nu așa, dar nu așa se face. Păi stai un pic, ori sunt naturală, ori vrei să fiu naturală, o să fiu eu, ori vrei să fiu ca restul lumii, știți? Și partea haioasă este că eu niciodată nu mi-am dorit să fiu ca restul lumii, pentru că mi-am dat seama de mică, de foarte, foarte, foarte mică, mi-am dat seama că sunt diferită din prisma vederii. Totul a plecat de la vedere și de la problemele mele și de acolo ușor, ușor lucrurile s-au succedat și mi-am dat seama că eu nu sunt ca restul lumii și niciodată nu mi-am dorit. Am avut scurte momente în care am vrut să fiu și eu băgat în seamă, dar nu să fiu ca restul lumii și de-aia nici nu urmez trenduri și de-aia nici nu îmi surâde ideea de trend și de așa, de făcut ce face toată lumea. Dar pe YouTube am avut chestia asta cu de ce nu înțelege lumea? Adică de ce nu
vede lumea că și eu mă străduiesc să fac ce fac ceilalți și eu încerc să fac ce se poartă și așa mai departe și lumea nu era mulțumită nici cu asta și am renunțat la treaba asta, adică nu mai, gata, mi s-a s-a închis capitolul ăsta pentru mine. Acum îmi place de mine așa cum sunt, îmi place de mine foarte tare așa cum sunt, îmi place de mine ce fac acum. Asta e viața mea în momentul de față și asta vă arăt și dacă e ok cu voi, bine, dacă nu e ok, asta este. Știu că pentru multă lume nu rezonează, pentru pe mulți îi plictisește să mă vadă că umblu cu pământ și că mi-am luat găini și că ce scârbos. Așa, ok, e perfect ok pentru mine, să, dacă voi gândiți așa, nu e nicio problemă. Iar pentru cine vrea să rămână și să vadă tot parcursul ăsta pe care urmează să-l am, pentru că am senzația că de-abia de acum începe aventura, știți? Pe partea asta de casă, de viață, de, nu știu, de trăit la țară, pentru că abia acum mi-am însușit de adevăratele toată chestia asta, am senzația mea că de-abia acum începe aventura. Și da... Avem foarte multe proiecte neterminate. Așa. Foarte, foarte multe proiecte neterminate, dar o să le duce la capăt. Cumva, nu știu cum, cumva, într-un fel, o să le ducem la capăt. Și o să le scoatem cumva la lumină, pe toate. Sunt convinsă de chestia asta. Mie bine în etapa asta în care sunt și îmi place ce fac acum și îmi place, nu știu, ce iese acum din contentul meu. Poate că asta nu se reflectă în ce vor oamenii, pentru că știu că în România suferim de grandomanie și suferim de... Am văzut foarte mulți oameni care au început după mine și unii și-au făcut credite să-și cumpere genți de lux, creme de lux. Da, știu oameni care și-au cumpărat creme de lux pe credit ca să aibă ce arăta un content, ca să arate content de lux și asta a prins și evident că au bubuit și că le-au explodat canalul și contentul și toate cele și acum sunt mari influenceri. Foarte bine pentru ei. Am nicio chestie. V-am zis, v-am arătat rutina mea. E foarte simplă pentru că nu îmi stă minte. Efectiv mă obosește doar psihic să mă gândesc că ar trebui în fiecare dimineață și seară să am vreo 30 de pași de urmat în skincare. Încerc să-mi iau ce am nevoie, știu în mare de ce am nevoie, încerc să mă protejez cât de cât și that's it, adică nu... Plus că, v-am zis, legat de treaba asta cu realizarea, cu chimicalele și cu toate astea, începe să mă îngrozească, efectiv, nu vreau să mă supere, dar începe să mă îngrozească treaba asta cu câte chimicale avem. Deci gândiți-vă de la cafeaua asta pe care o beau, da? În primul rând, să o luăm așa. Cana asta a fost spălată cu o apă care trece printr-un filtru care înfiltrează apa pentru că e dură apa mea, da? Deci vorbim de apa cu care am spălat cana. Pe lângă asta am folosit detergent care este chimic. În cafeaua mea am cafea care probabil a fost tratată chimic și ea. După aceea avem... tot felul de dispozitive din astea de aer, că ne trebuie să ne aromatizăm aerul, după aia avem soluțiile de curățare, după aceea avem lucrurile care sunt stropite în mâncărurile noastre, aromele care sunt băgate și prafurile care sunt băgate în mâncarea noastră ca să aibă gust, după aia detergenții, după aia parfumurile, după aia cremele, după aia ce ar mai fi? Mai ziceți voi ce mi-a scăpat. Ok. După aia, hainele noastre care sunt tratate chimic și tot așa, deci nu, avem foarte multe chimicale, foarte, 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 foarte multe chimicale, suntem înconjurați de foarte multe chimicale. Încerc să reduc din ele cât se poate pentru că nu am senzația că ne otrăvim cu bună știință.
Și nu... Mă rog, sau eu mă otrăvesc cu bună știință, fiecare face ce vrea. Și nu mi se pare ok, adică inclusiv materialele în care stăm mâncarea noastră, cum ar fi plasticul, siliconul, până și astea se descompun și ne intră în mâncare și ne otrăvește. Știți că de-aia încerc să am mai puțin plastic, v-am zis eu. Mai reducem din plasticul cum de care se atinge mâncarea. Udi, te strigă niște vrăbi. A plecat. Repet, fiecare vede lucrurile din perspectiva lui și ce trebuie să rețineți, și asta încerc să le zic și prietenelor mele, mai vorbesc cu ele și când mai au momente din astea, un lucru pe care l-am înțeles de mult, dar l-am asimilat mai târziu, este că fiecare om are filtrul lui, exact cum e la telefon, cum ne punem noi filtre, știți? Fiecare are lentila lui, ochelarii lui prin care vede lumea. Dacă eu am ochelari, să spunem, de o anumită dioptrie, celălalt are altă dioptrie la ochelari. Și fiecare vede prin lentilele alea altfel viața și vede prin lentilele alea. Și fiecare tratează viața cum o vede prin lentilele alea. Și aia încerc să le zic și lor și aia încerc să vă zic și vouă, că fiecare are lentilele lui prin care vede viața și tratează prin lentilele alea. Și dacă cumva, da mama, ați venit, sunteți ude ca niște, sunteți murate, ați alergat, da, două maimuțe. Și dacă vine cineva la tine și îți spune că n-ai făcut ceva, n-ai făcut așa, nu te-ai comportat așa, n-ai făcut nu știu ce lucru, asta este pentru că el vede viața prin lentilele alea care nu sunt ale tale. Și lui se pare că așa ar trebui să fie viața, conform lentilelor lui. Și nu trebuie să te superi, pentru că el nu are lentilele tale puse pe ochelari. Tu ai lentilele tale și tu vezi viața prin lentilele tale și dacă ție lentilele tale, îți fac bine, continuă așa. Atâta timp cât lentilele tale și felul în care vezi tu viața, că iarăși e importantă mențiunea, atâta timp cât felul în care vezi tu viața prin lentilele tale nu face rău altuia, atunci e o problemă. Când tu vezi viața într-un anumit fel și faci rău altora, e grav. Înseamnă că trebuie să schimbi lentile. Dar când, atâta timp cât tu vezi viața într-un fel prin lentilele tale și îți face ție bine și nu face rău nimănui, go ahead. Dă-i drumul. Du-te înainte. Nu trebuie să-ți faci griji. N-ai de ce. Și asta încerc eu să fac. Să văd viața prin lentilele mele, nu printre ale altora. Da, acum îmi vine în minte o chestie apropo de treaba asta cu lentilele. Dau lacrimile. Aș vrea să vă zic, dar nu, că pare melodramatică și n-am chef să mă plâng, că și așa zice lumea, că mă plâng prea mult, nu știu ce. Eu încerc să împărtășesc din experiențele mele și din lucrurile pe care le-am trăit și lumea după aia vine și îmi spune, apropo de lentile, vine și îmi spune, a, te zmior că e prea mult, prea te plângi, prea încerci să atragi atenția și atunci prefer să țin unele lucruri, să le țin pentru mine. Dar ce ziceam? Stați că m-am gândit la căței, că am început să latre și mi-a fugit ideea. Dar da, asta cu lentilele, că da, mi-e bine așa, adică v-am zis, am senzația că aventura de-abia începe, pentru că pe de-o parte este cumva prima perioadă în viața mea în care văd viața cu lentilele mele, nu cu ale altora, fiindcă mult timp cei din jurul meu, fie că erau oameni pe care îi cunoșteam sau oameni pe care abia îi introduceam în viața mea, mult timp ceilalți au încercat să-și impună viziunea și să mă facă să văd prin lentilele lor și să văd prin prisma felului în care văd ei viața și... Da. De la un timp am zis că vreau să văd viața așa prin lentilele mele, așa cum e și cum o face mie bine. Și da, vor fi oameni de-a lungul timpului care vor vrea să-și impună propriile viziuni și să vă oblige să vedeți lumea prin lentilele lor. Dar aici intervine factorul ăla în care trebuie să te cunoști și trebuie să înveți cine ești. Și apropo de chestia asta, am observat că din momentul în care zici
nu mai vreau să fac cum vrei tu sau nu mă... Eu nu văd lucrurile așa și vreau să fie făcute în felul meu și așa. Ești catalogat ca fiind încăpățânat, afurisit, necooperant, mai ales ca femeie, se zice de multe ori și că ești isterică. Doar pentru că nu faci cum vor alții, știi? Doar pentru că nu vrei să fii docilă și să te supui și nu vrei să te... și nu vrei să faci cum vor ei, adică să te lași manipulată, să faci cum vor ei, că pentru că ai și tu viziunea ta și vezi lucrurile în felul tău și poate îți place și ție să îți impui propriile viziuni sau opinii sau așa în viața ta, da, și nu una altora, în a ta, și pentru că ca și, v-am zis eu, multe chestii, ca și asta cu copiii, ca și multe alte lucruri. În momentul în care nu faci cum vrea lumea, gata. A, ești încăpățânată, ești afurisită, ești, nu vrei să înțelegi, ești isterică, te, da. A avut un rând foarte lung în dimineața asta. O să mă duc să văd ce fac fetele și să le dau niște iarbă. Și eventual mai vorbim după, dacă este, vedem ce facem astăzi, că v-am zis, n-am un plan. A, planul este ăla cu repicatul roșiilor și cu florile, să punem flori și după aia mai vedem noi ce mai facem, dacă mai facem ceva interesant, dacă nu, aia e. Mai sunt și zile din astea plicticoase. Am început prin a merge să caut ceva în care să pun pământul, exact. Ceva în care să pun pământul pentru roșii, că vreau să mut roșiile, după cum am zis, sunt aici, vă arăt imediat, fac un mic tur așa al lucrurilor pe care le-am aici. Și am intrat în magazie și am început să arunc lucruri din magazie. Apropo, m-am îmbrăcat așa pentru că mi se făcuse frig când am stat aici. Am intrat în magazie și știți că vă ziceam mai devreme că vreau să fac curățenie în magazie. Am început să arunc lucruri din magazie, după aceea m-am oprit. Zic, hai să găsesc ceva în care să pun pământul totuși și să mă apuc de treabă. Dar, între timp, mi-am dat seama că Ludi e foame și nu mai are plicuri. Așa că m-am dus la magazin și am luat plicuri și am luat de mâncare. Și acum, într-un mare final, am ajuns aici și mi-am pus pământ în găletușa asta și hai să mutăm, în sfârșit, roșiile. Jesus Christ! Deci, mai ADHD de atâta nici că se poate, nu? Am un workstation nu tocmai sexy, dar important este să fie funcțional și să facă ce trebuie, și anume să am spațiu și să... Astea sunt roșioarele mele și nu știu dacă le vedeți, dar sunt un verde mai gălbui, așa, sunt un verde crud, ceea ce înseamnă că deja și-au depășit timpul de stat aici. Așa că trebuie urgent mutate și asta încerc să fac acum. Cele care sunt mai mari și mai viguroase le voi muta și celelalte nu. Așa, acolo sunt flori, trebuie să sortez toată povestea asta, că e o nebunie, și să fac să arate un pic și ele mai organizate și mai bine. Și cu zgomotele de fundal de rigoare, zic că am ajuns la un cât de cât final, pentru astăzi cel puțin. E un mic carnagiu aici, dar nu-i problemă că adun imediat. Dar ca să vă explic, astea sunt cele 4 dalii, nu 3, pe care le-am repicat. Hopefully se vor prinde și va fi totul bine. Aici am pus floarea soarelui decorativă, că n-am apucat să pun până acum. Aici avem crăițe sau marigolds, aici avem gălbenele, aici avem fenicul, l-am pus că prima dată nu mi-a ieșit, ăsta era deja aici și este lemon balm, să vedem, lemon grass, pardon, să vedem ce se întâmplă. După cum vedeți, este o tematică galben aici,
Să sperăm că o să mă salveze gura leului și cu panseluțele. Acolo sunt panseluțe, în asta rotundă de aici. Sunt panseluțe și să sperăm că mă salvează. Și astea sunt roșiile pe care le-am repicat. Avem aici unele mari, inimă de bou, care sunt preferatele mele. Și v-am zis, îmi pare rău pentru gălăgie. Și avem aici San Manzano. Sunt alea lunguiețe așa mari, super bune pentru salate în mod special. Nu o să pun toate astea, dar am repicat mai multe să vedem câte se prind și rămâne de văzut că, uite, de exemplu, asta e cam bleagă, nu știu dacă o să-și revină, o să vedem. Și mai am aici de repicat, în cazul în care nu mi se prind alea, mai am aici de rezervă. Astea sunt alt soi de pe rândul ăsta și să vedem, că o să trebuiască să le repic și pe astea, dar să mai crească puțin că sunt prea mici. Și acum am apuc să le duc în casă la căldură, la adăpost, că nu le las în soare. Și să fac curățenie, că da, this is it.